Și a intrat unul, aveam noi un nebun în spatele blocului, care la un moment dat i-a zis cineva să taie pomul ăla și s-a dus să tăia pomul, efectiv. A tăiat curcudușul. Când va veni vara, nu ne vom pune problema țânțarilor. Pentru că dacă sunt păsări, atunci are cine să mănânce țânțarii. Dacă eliminați vegetația din orașe, aveți numai betoane peste tot, o să aveți și țânțari. Eu cred că din cauza acestor arbori au apărut țânțarii ăștia mulți acum. Nu, au apărut din cauza că e doamna Fira la primărie și nu mai au bani de dezinsecție. Capitale vă urează bun venit la Arena Națională. Astăzi, aici, pe gazonul cel mai mare stadion al României. Ne-au tăiat pădurile, ne-au vândut fabricile, au privatizat, au vândut tot, aurul, gazul, păcura, pământul, cenușa, tot. A mai rămas Zamolc, Sebabele și ea. Ne bucurăm că ai venit în țara noastră. Nu fac altceva decât să-mi exprim satisfacția pentru că ai venit în țară și să-ți ofer cheia orașului București. Te rog să primești din sufletul nostru, este cheia capitalei țării și această plachetă omagială, tu fiind deja cetățean de onoare al capitalei. Dar rușine tuturor politicienilor români care nu au fost în stare să construiască un teren de tenis pe iarbă în țara asta. Marș, mă, jos labele de pe performanța Simonei. Gazați-o, culcați-o la pământ, încătușați-o, distrugeți-i viitorul, după ce că mai avem vreo 2-3 în țară. Simona Halep a reușit exclusiv prin munca ei și prin efortul familiei. Țara nu i-a dat nimic. Trebuie să ne amintim de asta când vedem listele alea cu odrasle de politicieni angajate la stat pe bani mulți. Sau listele cu pensionari speciali cu pensii de mii de euro. Ați văzut și voi cel mai remarcabil eveniment sportiv românesc de săptămâna trecută? Da! Ana Maria Prodan l-a pleznit pe Dan Alexa! Dacă n-ai imaginație, sunt de polițist, n-ai făcut nimic în viață, sunt de polițist, păi nimic o convins, dacă n-ai niciun vis, sunt de polițist, hai, sunt de polițist. Ce veste minunată! Carmen Dan a fost obligată să-și dea demisia din funcția de ministru al afacerilor interne. Așteptam acest lucru încă din 10 august 2018, dar niciodată nu e prea târziu. Acum urmează Teodor Meleșcanu. Logic ar fi să-și dea demisia de onoare, dar nu ne așteptăm la acest lucru de la el. Sperăm că forțele politice din România vor avea puterea să-l îndepărteze din guvern. În orice caz, suntem într-un an electoral, iar PSD este în cădere liberă. Partidul hoților și infractorilor din România va fi în curând pulverizat. Rezultatul votului din 26 mai a fost unul drastic pentru PSD. Dar ce va veni va fi mult mai greu de suportat pentru ei. Oricum, șobolanii părăsesc corabia înainte de a se scufunda. La fel, membrii PSD deja s-au reorientat și în curând vor migra către alte partide. Nu e nimeni dintre cei conectați la robinetul cu bani de la bugetul de stat nebun să mizeze pe un partid care va pierde alegerile. Schimbările din România se vor resimți puternic. Veți vedea în următoarea perioadă mișcări neașteptate pentru unii, dar normale, având în vedere puzderia de oportuniști care se află în politica românească.